Muzeul de Istorie, se face recepția săptămâna viitoare, ca cheltuieli suplimentare 570.000, cred, au fost montate vitrine în această perioadă, 83 de vitrine, lucrăm la dotări și sperăm cât mai repede să le avem funcțional. Casa Creangă, s-a făcut recepția săptămâna viitoare, este gata investiția, trebuie așteptată o perioadă pentru a se usca betoanele respective, materialele care au fost folosite. Iar la Hogaș? Hogaș, stadiul fizic al lucrărilor este 65%. Din păcate, ăsta este un proiect un pic mai întârziat. Da, e tapizat oricum. Sperăm să fie gata cât mai repede. Oricum, termenele acestor proiecte tapizate sunt 31 a 12 a 2024.